care spune asta. Dar nu, vrei să stai campanie cu un videoțul? Da, nu stai nicio campanie. Omar, ce mult. Da, tot fidal, tot dacă nu. Bine, trebuie să se ducă la serviciu, cu față să tragi, unii, da. Și când îmi dat aia o tigaie la urmă, să văd un toc al deasupra. Să fac fiți! Dimineața când se iasă la serviciu, ăsta grămadă, toc cardiac și cu... Luați-l pe domnul Cuberg, de prin campanie cu el. La totul bine, tot este o lucru de la care am ajuns. Pe la trei, nevastă mi-a zis că a auzit un zgomot, o căzut ceva. Nevastă mi-a zis, noi în casa cealaltă, acolo dormim. No. E așa, zice că pe la trei a auzit, că eu nu știu cum. Și zice că la cinci o ieșit. Parcă, asta zice că văzut pe cameră. Eu la 5 eram în baie, mă bat direct. N-am auzit nimic. Dar aveți cameră? Se vede ceva pe cameră? Este camera aici și se prinde până acolo. Noi la acolo, la vulcanizare. Și s-a văzut cineva care încerca să porteze ușa pe cameră? S-a văzut, sigur. Pe cameră. Și aici și acolo. Prima dată văzut acolo, după aia aici. Dar n-a reușit să intre nicăieri, nu? Poftim? N-a reușit să intre nici. Da. O intrat? Nu, a intrat. Și-a furat ceva? Eu cam dată nu cred. Uh-huh. Aveai loc că mi-a scos-o din căruțul ăla care scot afară din stand și-a pus-o lângă ușa acolo. Ea cu aia se zicea prima dată. Văd, aveai loc că nu au acolo tu minți. Și după aia se zicea că ușa deschisă larg. Asta o am găsit deschisă larg dimineață când am ido la... La 7:30 când vine, ești afară. Asta din coasă. Era deschisă la vreo să nu vezi acum. Dar cu ce vrei să facă, cu ce? Nu știu, că nu, e numai cât să vede. Încearcă să intre. Să fac și un zoom, știi, dar rămâne mai... Da, e bine așa. Cred că să pot face mai multe, dar nu știu că e...
Atâta? Nu, că după aia intră Nicolau, de fapt, a intrat efectiv. Mă, că se vede cât se vede. Asta e tot pe acolo, știi? Traversea drumul. Și în viza când a intrat, când a ieșit, a uitat să închidă ușa. Că am văzut că ați povestit ce-ați asta. Ce s-a văzut pe imagine? A intrat în vulcanizare? Da, deci au forțat prima dată ușa asta de aici, de la Loto, nu au putut deschide și au forțat la vulcanizare. Au vulcanizat de două, trei ori și au deschis ușa. Păi, o stat vreo trei ore, s-au odihnit. Nu aș știu nimic, șeful m-a sunat dimineață, pe mine și pe colegul să vinim că s-o spar vulcanizare. Dar nu lipsește nimica. Din... A intrat, a dormit și a ieșit și a plecat. Deci bănuiesc că n-au putut să stai acolo de la 2 jumate când a intrat și până la 5 și 12 minute când a ieșit. Altceva nu cred că... Nu cred că a făcut. Ce-ați de bun, mă, dacă e? Ați făcut